întreaga actriță a pietrenilor și nu numai a românilor. A primit ultimele aplauze la Piatra Neamț, a fost pe actriță. Care este următorul? Da, un ultim spectacol oferit românilor. Oferit tuturor celor care iubesc. Vom începe la ora 12:30, vom vedea slujba religioasă, urmată de alocuțiuni. Cred că până la ora 14:30, până atunci. După care vom pleca de aici spre Cimitirul Eroilor, în fața Teatrului Tineretului. Rământ ca acolo să fie realizată slujba de mormântare și, bineînțeles, să fie oferite unele militare. Cu siguranță nu putem să vorbim de draga noastră la trecut, pentru că ea trăiește în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o și au admirat-o, ba chiar mai mult de atât. Și așa cum își dorea, chiar în ultima conversație pe care a avut-o, nu putem spune nimic neplăcut despre ea, pentru că era o femeie puternică, frumoasă, cu un suflet mare și deschisă către toți cei care își doreau să vină către ea. Un om care i-a ajutat pe toți cei care veneau către domnia sa. V-a mărturisit vreodată de unde s-a născut dragostea ei pentru Piatra Neamț? Putem spune că când a venit prima dată, când a venit în Piatra Neamț, a cunoscut acea casă cu flori și mai apoi, când a revenit cu soțul ei și a descoperit că respectiva casă este a socrilor. Și de acolo întreagă poveste pe care o aveți cu siguranță deja înregistrată și mărturisită de draga noastră. Nu pot uita ultima noastră întâlnire, sau mai bine spus, penultima noastră întâlnire de la aniversarea sa. Acolo unde, spre înserat, mi se oferă buchetul de trandafir și fiind la geam, m-am străduit să-i cânt ceva, pentru că erau momente când, tot timpul era astfel, când ne sunam reciproc sau își suna prietenă, sau era sunată de către prieten, aceasta începea să ne recite, să ne cânte, adică era o primire, să spunem așa, extraordinară. Știi că atunci când vorbești cu draga, vorbești cu o persoană minunată. Și așa a fost. Vârsta nu a reprezentat un impediment, fiind un impediment în relația cu cei tineri, ba din contră. A avut un suflet tânăr și o gândire deschisă și a fost minunată și momentele pe care le-am petrecut, atât eu cât și ceilalți prieteni alături de ea, au fost de neuitat, cu siguranță. Și sunt astfel, pentru că ele vor rămâne sufletul nostru și știm că draga Olteanu Matei ne privește, ne mai apostrofează așa cum era firea atunci când vedea că o greșim, pentru că era corectă, era directă și o putem considera acea persoană care ne-a învățat pe toți cei care am fost alături de ea ce înseamnă să trăiești cu adevărat. Sau măcar dacă nu ne-a învățat, ne-a indicat cum ar trebui să parcurgem acest drum al vieții.